Răsfăim împreună Evanghelia după Ioan, capitolul 5, și învățăm pașii către vindecare. Pe măsură ce lucrarea lui Iisus devenea tot mai populară, el atrăgea și atenția liderilor religioși. Miracolul din capitolul 5 a marcat un punct de cotitură în activitatea Mântuitorului și a azmuțit copoii urii pe urmele sale. Ei nu-l vor slăbi până nu-l vor vedea răstignit pe cruce. Să privim o clipă la paraliticul pe care l-a vindecat Iisus cu acest prilej. De 38 de ani, el lustruia băncile din jurul bazinului Betesda, sperând să fie vindecat. Tradiția ebraică afirma că la răstimpuri, pe neașteptate, un înger tulbura apa cu aripile sale și cel ce se cobora primul în apă era vindecat. Primele cuvinte ale lui Iisus adresate omului aceluia au fost: vrei să te faci sănătos? De ce o fi pus Domnul o întrebare așa de ciudată? Întâi ca să reaprindă speranța în omul acela. Și mai important, Iisus dorea ca el să-și ia ochii de la apa din scăldătoare și să-și îndrepte spre Domnul. Ce pot spune despre tine? Aștept să se întâmple vreo minune? Privește mai bine și mai întâi spre Iisus. Așa a făcut și slăbănocul acesta. Iar la porunca învățătorului, ridică-te și umblă, el și-a ridicat patul, dovada că era vindecat, și a plecat pe picioarele lui. Te-ai fi așteptat ca toată lumea să fie entuziasmată de minunea săvârșită sub ochii lor, dar nu. Liderii religioși au obiectat vehement pentru că totul se întâmplase într-o zi de sabat. Iisus se mai ciognise cu ei pe tema zilei de sabat, iar ei nu uitaseră și nu-l vor ierta vreodată. Iar ura aceea, neîmpăcată, a plantat gândul crimei în inimile și mințile lor. În plus, îl acuzau pe Iisus că se făcea pe sine egalul lui Iahveh, așa scrie în versetul 18. De fapt, Iisus spunea în principal aceste trei mari principii despre sine. Sunt Dumnezeu, adică fac ce face Dumnezeu, pot ierta păcatele. Apoi, învii morții pentru că asta face Dumnezeu, acesta fiind și motivul pentru care ne poate da viața veșnică până în ziua de astăzi. Și în al treilea rând, am venit ca să mântui omenirea, dar a doua oară voi veni pentru judecată. Dacă auzi cuvântul vieții și te încrezi în Iisus, nu mai vii la judecată, ci treci de la moarte la viață. Poți avea viața veșnică dacă auzi, crezi și împlinești cuvântul Lui. Iisus Hristos este dătătorul vieții, care poate face din tine o nouă creație spirituală. Liderii iudei din vremea lui Iisus erau cercetători serioși ai Vechiului Testament, dar ei încercau astfel să obțină viața veșnică prin eforturi intense. Iisus era cuvântul viu al lui Dumnezeu, dar ei n-aveau ochi, urechi sau interes pentru El. Ei îl căutau pe Dumnezeu în Scriptură, dar nu l-au recunoscut în Iisus Hristos. Dacă îl cauți sincer, îl poți găsi pe Iisus pe fiecare pagină a Bibliei. Chiar și Moise a prorocit despre El. De aceea Iisus a spus cu amărăciune: dacă nu credeți în El, adică în Moise, cum veți crede în mine? Vechiul Testament este piatra de temelie a ceea ce credem despre Iisus Hristos. Caută-L și îl vei găsi prin întreaga Scriptură. Vom afla data viitoare ce poate face Iisus atunci când îi dăm Lui ceea ce avem.